Acest program este susținut de Aqua Carpatica, gustul purității. Invitatul meu de astăzi e unul dintre marele nume ale teatrului și filmului românesc. Nu poți face un top al celor mai buni actori români fără el. Este cu adevărat un reper național. Temperamental, patriot, pasional, iubitor al sexului opus, obișnuiește să fie atât de sincer, încât deseori strânește valuri de reacții din toate părțile atunci când are opinii publice. Are o viață de romane, iar astăzi se află într-o formă de zile mari. Doamnelor și domnilor, celebrul Florin Zamfirescu. Hai de capul meu! Vă vorbește un om care cunoaște depresia. Chinurile pe care le-am avut eu atunci, în depresia care m-a lovit cândva, eu nu le pot dori nici dușmanilor mei. Eu, în momentul de față, fac un tratament pe viață contra depresiei. Am avut 3 neveste pe care le-am iubit de adevăratele și de care, până la urmă, m-am despărțit. Ba că au vrut ele, ba că am vrut eu. Masculinizarea femeilor, da, duce treptat la feminizarea bărbaților. Ori nimic nu e mai ridicol decât un bărbat cu manicură, cu zulufi în păr, cu parfum. Mie îmi plac homosexualii, că ne lasă 9 femei. În mod firesc, îmbătrânesc. Ce prezentare! V-a plăcut? Vai, mulțumesc! Mulțumesc! Sunteți de acord cu ce am spus acolo în intro? Nu m-aș împotrivi. Nu m-aș împotrivi. Ce faceți? Eu aș face bine, dar n-am cui. De ce? Pentru că am îmbătrânit. Și simt că îmbătrânesc. Eu am născocit un răspuns la întrebarea asta. În mod firesc, îmbătrânesc. Am înțeles. Păi da, dar sunteți așa în formă, așa cum am spus eu în intro. Dar nu pot să stau locului. Nu. Uite, acum, eu scriu memoriile. Ba, le-am și terminat. Și am scris ce mi-a zis mama când eram mic, nu știu. Pe la 5 ani, mama, la Călimănește acolo, e un parc, într-o stațiune. Și ieșea, mă plimba, ieșea și ea cu mine la plimbare în parc. Nu numai când eram în cărucior, ci așa. Zice, domne, era fenomenal ce ți se întâmpla. Eu mă duceam în parc, mă așezam și eu pe bancă și tu te jucai acolo în iarbă. Cu o jucărie sau cu ceva. Și nu știu cum s-a întâmplat că în parc trec, cum le zicea mama, sindicaliști. Așa. De-aia care beau apă din sticluță cu țeava și uite ce copil drăguț, eu aveam plete până aici. Așa mă, la 2 ani jumate, nu 5 ani. 3 ani. Plete până aici cu buclă. Bă, eram fetiță. Și zice, bă, ce copil, zice, bă, cum te cheamă pe tine? Eu spuneam, Ninu Zanfăcălecu. Și păi zice, uite ce... Și mă tot întreb... Nu știu ce mă întrebau. Că nu știu... Nici mama nu ține aminte. Zice, doar că te vedeam urcat pe o bancă, să fii mai sus, și să strângeau 20-30 de sindicaliști în jurul tău. Eu stăteam deoparte, mă uitam cu mândrie. Și vorbeau cu tine. Ce vorbeau? Nu știu. Te întrebau. Da, tu nu stăcea gura. E, așa. Atunci mi-am dat seama și mi-am motivat de ce să apar eu așa la televizor la bătrânețe acum. Pentru că
Pentru că eu semăn cu mine de atunci. De atunci. Aveam limbariță. Ce știu ce spuneam atunci, dar pot să-mi dau eu seama că mă întreba lumea de ce crește iarba sau de ce răsare soarele. Sau eu întrebam. Că aveam discuții foarte serioase. Serioase, da. Și aia leșinau de râs în jurul că eram probabil, nu ca acum, eram și simpatic. Păi sunteți simpatic și acum. Chiar și generația tânără vă urmărește cu sufletul la gură. Toate discursurile publice pe care le aveți, discuțiile publice, sunt foarte vizionate de cei tineri. Eu vorbesc acum cu gândul în majoritate la cei tineri. Uh-huh. Nu sunt dintre aceia care spun pe vremea mea era mai bine sau mai rău. Nu, tinerii oricând au dreptatea lor. E timpul lor, viitorul e al lor sau prezentul. La mine prezentul a fost de mult. Când mă contram cu bunicul meu, așa. Când îmi spunea că nu e bine, ce mie mi se zicea acasă, când eram mic așa, ucigă-l toaca sau afumatul. Ăsta sunt sub nume ale dracu, da. Satana. Da, da, da. Măi, unde e mă afumatul ăla? Eu eram ăla. Unde e mă ucigă-l toaca ăla? Că eu eram tot timpul în copaci, în podul. Erați năzbâtios. Vai de mine, că am spus de multe ori, dacă copiii mei ar fi făcut, când erau și ei mici, că acum sunt oameni în vârstă, dacă ar fi făcut jumătate din prostiile care le-am făcut, eu cred că eu îi duceam la casa de corecție, nu ce făceam cu ei. Ei nu făceau așa, au făcut prostiuțe. Dar acceptabile așa. Da. Sigur, m-am și supărat deseori, dar nu făceau ce am făcut eu. Eu mă jucam cu cartușe, am găsit, din timpul războiului am găsit cartușe în podurile casei, le-am pus pe foc. În beciu casei. Și acolo au început să... Și noi eram în jurul focului. Și au tras alea, s-au dus în pereți, în ziduri. Nu ne-a nimerit, eram mai mulți. Deci am făcut prostii mari. Mari, da. Da, acum... Dar de mic v-ați dorit să fiți artist, așa spuneați. Da. Odată la școală, dirigintele a zis, bă, fie că acum la dirigenție, ce vreți să deveniți când o să fiți mari? Și când mi-a venit, a zis, bine, am avut un coleg care s-a răcut de el. A zis, eu vreau să fiu ca tata, intelectual. Și foarte interesant a zis dirigintele, dar ce-i tatăl tău? E secretar la Sfatul Popular. Și el a zis, dar nu e intelectual, e funcționar. Da, da. S-a rămas dezamăgit că el crea că taicuțul e intelectual. Și eu am zis, artist. Bă, cum adică artist? Și mă uitam la el ca la nebun, pe cum doar artist? Vrei să zici, poate, actor. Da. Artiști sunt toți, mă, de muzică ușoară, artiști sunt pictori, artiști, balerini, toți. Da, tu nu crezi că vrei să fii balerin? Nu, nu, nu. Eu vreau să fiu artist. N-auzi, mă, actor. Și așa încet, încet mi-a picat mie fisa. Că ce vreau eu să fiu? Mă duceam greșit. Dacă nu mi se spunea, mă duceam cine știe unde. Am spus în intro că sunteți temperamental. Pe sunt. Sunteți. Da, n-am ce să fac, sunt și berbec. Păi, dar asta nu e un lucru rău. Eu știu, sunt și berbec. Și berbeci... Și 12 aprilie e ziua noastră. 12 aprilie, da. Berbecii nu sunt... au inițiativă. Ei au inițiativa. Hai să facem, hai să dreie, hai să... Și uitați-vă la copii, că se ridică în relief un berbec. Un berbecuț. Ăla este dracu gol. Ce știu? De ce? O fi ceva. Eu cred în zodii până la un punct. Da, niște caracteristici generale există. Da, da, clar. ceva există. Am mai spus că sunteți pasional. Pasional? Da, pasional și în meserie, și în relațiile cu femeile, și da. În toate zonele așa. Da, domnule, adică nu, pasional. Eu când am făcut ceva, mi-a plăcut să fac ceva și am făcut acel ceva, am făcut din tot sufletul. Nu jumătăți de măsură. Nu sunt adeptul jumătăților de măsură. Să facem, să nu facem. Eu nu sunt caracter flegmatic sau melancolic sau ce știu eu. Sunt... Eu sunt
după catalogarea tipului de personalitate. Da, 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 nu la psihologie, la medicina homeopată. Așa. Sunt coleric. Coleric. Dar lucrul ăsta v-a adus numai reușite, adică succes, no, sau v-a păi și... Nu, asta mi-a adus mari necazuri. Necazuri, nu? Păi mi-a spus odată un mare regizor, care Dumnezeu să-l țină, trăiește și acum, Dinu Cernescu, pe care îl salut dacă se uită, când eram la teatru, amândoi, el era regizor mare și cunoscut. Și eu eram și eu acolo, actor, nu. Și într-o ședință m-am sculat și am criticat ceva ce se întâmpla în teatru în clipa aia. Ceva care era adevărat. Dar nu prea vorbea lumea despre. Și Cernescu mi-a spus așa: n-ai știut cum să te exprimi. Aveai perfectă dreptate, dar în modul cum ai vorbit, ți-ai făcut numai dușmani. Și ați învățat din asta? N-am învățat, că nu poți să înveți așa ceva. Mă apucă și gata. Decât am învățat, și asta e rău, că am zis, uite, când mă apuc așa ceva, nu mai zic nimic, tac! Și am tăcut deliberat. Dar atunci te îmbolnăvești. Atunci ți se umflă ficatul. Dacă toți în jur, să zicem, te lovesc, mi s-a întâmplat. Odată, în 1994, la Teatru Odeon. Mi s-a întâmplat cu tot colectivul teatrului, cu primarul de atunci, Halaicu, da, cu directorul, eu eram director artistic și directorul general era Dabija. Și ei s-au adunat și s-au referit la mine numai cu lucruri negative și nu avea niciunul dreptate. Eu puteam să-i contracarez pe toți. Dar atunci mi-am propus să tac, olimpian. Și am tăcut. Bine? Și a fost rău. A fost rău, nu? A fost rău, pentru că a rămas că ei au dreptate. Și n-aveau. Și n-au. Da, în sfârșit. Deci cum ai da o nu e bine cu temperamentul ăsta, nu te joci. Trebuie să fii. Am avut un prieten, George Bănică, a murit de vreo 10 mai mulți ani, care avea o capacitate de a se cenzura și de a se detașa și de a nu se implica. Și când discutam contradictoriu cu cineva, îl făcea praf. Era foarte inteligent. Eu îmi pierd logica, mă enervez, de nici nu mai pot vorbi. Și asta e pierdere. N-am ce să fac. Așa cum am putut și eu, m-am descurcat. Ce să fac? V-ați descurcat? Bine. Ați trecut vreodată printr-un moment de depresie? Știți că acum mulți tineri au depresie. Ați trăit o astfel de perioadă vreodată? Eu, în momentul de față, fac un tratament pe viață contra depresiei. Eu am o pastilă pe zi pe care trebuie să o iau până mor. Pentru că chinurile pe care le-am avut eu atunci, în depresia care m-a lovit cândva, eu nu le pot dori nici dușmanilor mei. Am avut un tratament de un an. Doctorița a zis, când simți nevoia, renunță. Am renunțat, totul a fost în regulă, dar tot ea mi-a spus, fă-ți scenariu când pleci de acasă, că dacă te șochează ceva în timpul zilei, revii la depresie. N-ai cum să-ți faci scenariu, de exemplu, să știi că te va scuipa unul în piață. N-ai cum, da, să fii pregătit. Exact. Nu s-a întâmplat asta, dar vreau să zic, te lovești tot timpul și imediat am simțit că se declanșează. Și m-am dus și am zis, Doamnă, vreau să iau pastila asta oricând, zice, o iei toată viața. Pentru că depresia este, cred, cel mai rău lucru care se poate întâmpla unui om care trăiește. Uh-huh. Că mai se întâmplă și niște boli unui om care moare. Da. Aia mori și gata. Dar depresia... Chinuitoare. Hai de capul meu! Vă vorbește un om care cunoaște depresia. Să vă ferească Dumnezeu de așa ceva. Dar ce v-a declanșat depresia? Niște întâmplări, cum v-am zis că trăiesc, care s-au acumulat. S-au acumulat.
Sunt multe care s-au acumulat. Dar ele s-au acumulat exact în momentul când eram rector la UNATC. Când s-a vehiculat ideea unor fraude, unor oameni care erau certați cu legea definitiv, pe care eu ca rector, fără să-mi dau seama, îi giram. Da. Și când am aflat și când am simțit asta, s-au petrecut niște schimbări în mine și a apărut o spaimă depresivă care nu mai poate fi oprită la voință. Asta e de știut. Depresii îi încearcă pe mulți depresia. Și zice, dai, doamne, mă relaxez. Depresia este, pot să o definesc, este... Mă rog. Ca atunci când afli brusc că ți-a fost omorâtă toată familia, ți-a ars casa, te-a scos afară din serviciul tău sau nu știu ce și că în 5-10 minute te vor împușca. Deci s-a ales praful de tot ceea ce în mintea ta știi că nimic din toate astea nu e adevărat. Exact. Nu e adevărat. Dar spaima este ca și când. Și nu o poți opri. Depresia nu poate fi tratată de unul singur. Trebuie imediat, imediat mers la medic, mărturisit ce ți se întâmplă. Și eu am avut norocul unei doamne, Dana Tudorache, medic, psihiatru, minunată Dana Tudorache. Suntem de aceeași vârstă, deși ea e pensionară, care m-a corectat. Dar ați recunoscut imediat că aveți depresie? Sau? Păi eu n-am știut că e depresie. Ce e aia depresie? Mi-era frică de tot. Nu știam. Și e groaznic. E groaznic. Țin minte când conduceam mașina, că conduceam mașina și îmi vedea să-mi fac nu știu ce, să trag pe dreapta, să opresc, pentru că pot face un accident. Dar n-am mers. Am mers așa o zi, două, puțin. Nu. Depresia este ceva care e foarte modern acum. Da. Există o pastilă pe care te duci și o cumperi de la farmacie cu o rețetă specială, tu ai dreptul să o cumperi, că nu se dă. Și odată m-am dus și am zis, vreau asta. Și a zis, n-avem. Păi cum n-aveți? Nu am zis, dacă ați ști cât cumpăr asta. Da. Păi stați, mai cumpără cineva? Haoleu! Bătrâni? Nu! Studenți, tineri. Tu nu e chiar așa? Da, zic, eu a venit și s-a golit în două zile. Și atunci am înțeles că depresia este boala secolului. Boala mileniului, nu știu ce e. Da. Nu știu când se va trezi societatea, că la urma urmei e vorba de condiția noastră de viață. Exact. Dar ce vreți? Acum e război dincolo. E... A fost și pandemie. La noi pandemie. Acum este... dezastru, se anunță, se scumpește, nu-ți mai ajung banii, nu mai știi ce să faci, nu mai poți să plătești lumina, nu mai poți... Cum să rămâi normal? Tot această doamnă doctoriță, mai de mult, când eu dădeam semne, în perioada comunistă, da, m-am dus la control întotdeauna, m-am dus și am zis, Dana, uite, simt așa și așa. Era o perioadă groaznică, începuse comunismul să o ia la vale, rău de tot. Da. Și ea s-a uitat la mine și a zis, Florin, dacă în situația pe care o traversăm acum în România, în perioada asta, tu mi-ai spune că ești fericit și că te simți foarte bine și că dormi liniștit și așa mai departe, eu ți-aș da un tratament, fiindcă aș zice că ești nebun. Ție, ce ți se întâmplă acum, e normal. Cu asta m-a vindecat. Da. A, zic, domnule, așa e. Păi du-te la drumul taberei la 4 dimineața și ia-ți și copilul ca să fiți doi la coadă, că la 8 când se deschide se dă unt și se dă un singur pachet de persoană și dacă se poate să iei și fata și băiatul și nevasta. Mergem de la 4, stăm acolo, picotim, ei mai stau în mașina parcată undeva și când e 8 fără zi, vin toți la mine, lângă mine și sunt la coadă și îi dau 4 pachete. Așa era. Da, da, da. Când într-o ședință de partid
era membru, s-a spus, tovarăși, noi nu suntem societatea aia putredă, societatea aia de consum, care noi suntem societate multilateral dezvoltată. Eu, care mai și gândesc, m-am ridicat în picioare și zis, nu mă supărați. Dar pentru mine, pentru mine care fac parte dintr-o societate, cine a hotărât că eu n-am voie să consum unt? Că vreau ce? Copiii mei au nevoie de unt. Și mi-a spus, bă, taci, mă, din gură, mă, că ajungi unde nu-ți convine. Taci din gură, stai jos. Și asta mi-a zis un mașinist. Eram actor și eram respectat în teatru. Da. Dar în momentul ședinței de partid, ăla era mai puternic ca mine. Taci, mă, din gură, mă. Și stai jos acolo. Păi, și cum să rămâi normal? Deci dacă eu am traversat, va să zic că eram copil și bunicul meu care era pensionar și bolnav de nervi și el îi murise băiatul pe front, îi murise fata de 18 ani. După aia îi luaseră niște pământuri, îi luaseră, îl făcuseră chiabur, dădea cote de nu știa ce să mai rămână pentru casă, că trebuia și noi să mâncăm, doar de-aia muncea. Și se duceau la cote, tot. Și bunicul meu mă învăța și pe mine niște cântece sau ce știu eu, și după aceea zice, băi, să nu cânți, deșteaptă-te române, mă învăța, să nu cânți asta la școală, că îl bagă în pușcărie pe tactul. Și eu mă uitam și de ce tata m-a învățat? I-am zis, pe ce tata m-a învățat? Când am simțit în ochii lui spaima, că ăsta e în stare să spună că a învățat bunicul și îl ia pe el, om bătrân. Exact. E, când crești așa, când totul este să ai grijă să nu afle ăștia. Ăștia erau ăia din afara casei, de la profesori, că te temei și da, de umbră, exact. Ta, până la sfatul milițier, ce știu eu, ăștia erau ăia din afara casei. Familia era aici. Și să nu știe ăștia, să nu vadă ăștia, să nu creadă ăștia. Noi trăiam cu, într-o duplicitate absolută. Așa creșteam, într-o dupli. Deci, când vedeai că ești turnat de colegi pe care îi socoteai frații și cu care stăteai în cameră. Cu care mâncai în aceeași farfurie. Nu. Cu care miroseai ciorapii fără să vrei când te culcai. Și când vedeai că ești într-un colimator permanent, cum îți era? Mi s-a întâmplat. Mie? Păi eu despre ce vorbesc? Eu vorbesc despre mine acum. Păi da, dar zic așa... Bă... Și cum crești? Când termini șef de promoție și ești dat la coadă pentru că trebuie să intre să-și ia primul un băiat al unui coleg de-al tău, da. Al unui fost ilegalist. Și după aia intri dumneata. De eu sunt șef de promoție. Nu contează. Dacă mai faci discuții, nu mai intri deloc. Cum să nu mai intru? Eu, media mea. Eu sunt șef de promoție. E mai bine acum? Nu. Eu vorbesc despre o perioadă înfiorătoare care poate oricui să-i producă șocuri și să producă atacuri de panică. Da, am înțeles. Dar după ce ești fezandat în perioada comunistă și ești pregătit și te deschizi ca o floare tâmpă, Doamne, am scăpat! I-am zis în piața palatului, Doamne, Olga Tudorache trecea, ea stă acolo, stătea acolo. Și, Doamne, Olga, am scăpat! Ziceam eu. Am zis, și ea tare peste mulțime de bani. De ce ai scăpat, dragă? De ce ai scăpat? Eu am zis, e prostă. Nu înțelege. Țăraca e bătrână. Dar și ea știa ce spune. Avea dreptate. Pentru că după câteva, hai să zicem, luni de așa zise euforie, am început să observăm cât un pic, cum se distruge totul. S-a băgat sloganul nu ne vindem țara, după aia a apărut la subteran, dar o dăm gratis. S-a băgat noi muncim, noi nu gândim,
Și toată lumea urla într-o disperare că noi muncim, noi nu gândim. Adică ni s-a pus eticheta în față, pe frunte. Noi muncim, noi nu gândim. Munciți, mă, că asta ne trebuie. Să avem sclavi care să muncească doar. După aia ni s-a băgat ideea că toată industria noastră este un morman de fier vechi a la Petre Roman, care neagă că a spus asta. Neagă degeaba, spre rușinea lui neagă, că e și lipsit de caracter. Dacă a spus-o, a spus-o, gata. Poate că așa credea el atunci, că nu avea el treabă cu industria. Da, el zice, n-am zis asta, s-a înțeles greșit. Bine, s-a înțeles greșit, tâmpenia scoasă el pe gură. Deci, și atunci când totul se vindea pe nimic, mormanul de fier vechi, îl dai pe un euro vagonul, ce dracu, o să mai dai nevoie de el. Și când ni se spunea, trebuie să aruncăm la gunoi tot ce a făcut Ceaușescu, și noi ziceam, da! Fără să ne dăm seama că Ceaușescu nu făcuse nimic. El dăduse ordine să se facă, dar făcuse poporul român tot. Tot ce aveam. Și nu ne rămânea decât să ne bucurăm de ce aveam. Numai că la conducerea țării noastre a venit o minte, au venit niște minți luminate care au dorit să facă pe democrație originală. Cum să pronunț, domnule, acest pleonasm, nu știu cum să zic, democrație. Când democrația au înființat-o, au născocit-o grecii. Cum să faci democrație originală? E ca și când ai zis să facem o altă democrație. Da. Democrația e una. Una, exact. Și marele gânditor scolit la Moscova, tovarășul Iliescu, care încă trăiește, și încă trăiește ca și regele Mihai, ca să vadă unde și către ce a condus această țară. Ocupând el punctul central, după ce promisese, noi vom organiza alegerile și nu vom participa. Așa a promis, că nu sunt tâmpit. Da. Aveam niște șanse ca să se repeadă aripa, categoria a doua a Partidului Comunist, dar să mai vină niște oameni care poate știau Rațiu. Rațiu știa ce vrea și ar fi condus România spre ieșirea ei din mocirlă, că în mocirlă eram oricum, numai că datorită lui Iliescu am rămas, ne-am și scufundat. Că și cei care au venit după aia s-au învățat la slănină. Au zis, bă, dar de ce n-aș fura și eu, domnule? Conform principiului sănătos al țăranului român care te întreabă, tu ce ai fost anul trecut? Acum, am fost primar. Ai fost primar, bravo! Și ți-ai făcut ceva, vilă, piscină? Nu, eu am fost cinstit. Eu mi-am văzut. Bă, tâmpit ești. Ești principiul care ne ghidează? Bă, cretin ești, bă. Păi dacă tu ai fost și n-ai furat, înseamnă că ești un dobitoc, mă. Zice țăranul român. Dom'le, trăim într-o perioadă care ar trebui... Că civilizații au mai fost pe glob. Au mai fost. Au fost distruse de o bombă atomică. Au fost distruse de niște asteroizi și au venit altele și din grote s-a născocit, crescut omul și iau ea. S-ar putea să ne pască și pe noi așa ceva. Și cred că ar fi singura soluție. Trist. Ați fost un cuceritor? Nu. Eu văzând acum pozele mele din tinerețe, îmi dau seama că eram tare prost. Nu prost, fraier. Dom'le, arătam superb. Arătam... Dar eu aveam complexe de inferioritate. Dar de ce? Nu știu. Nu știu. Mi-era frică să... Eu n-am, de exemplu, cuceritor, eu n-am, să zice, agățat. N-am agățat niciodată o fată pe stradă. Domnișoară, nu vă supărați, cât aveți ceasul? Că al meu a stat. Nu știu, zic, glumesc.
tâmpenii. Cum se face așa ceva? Eu mă aștepta să o cunosc întâmplător, să-mi facă cineva cunoștință, după care să mă por frumos cu ea până când. Și am, general, parcă din adins, ele se dădeau foarte greu cucerite, dacă vedeau că eu fac atâtea demersuri. Și foarte greu cucerite. Însă, în același timp, pot să spun, am cucerit foarte greu. În același timp, pot să spun că foarte greu m-am despărțit de cineva. Totuși, ați avut 3 despărțiri. Așa, am avut 3 divorțuri. Nu vreau să mai vorbim despre căsătorii. Păi nu, că nu intru în detalii. Vorbeam așa... De ce detalii sunt? Am avut 3 neveste pe care le-am iubit de adevăratele și de care, până la urmă, m-am despărțit. Ba că au vrut ele, ba că am vrut eu, că și-a fost și una și alta. Nu. Da. Dar am rămas prieten cu toată lumea. Uh-huh. Mai puțin cu ultima, că nu știu, stăm gardă. Suntem vecini. Stăm gardă în gardă și suntem vecini și eu am văzut-o acum vreo 2 ani odată. Nu văd. Cum? Nu mă vedeți? Păi dacă nu, e un gardă înalt și gata, nu mă văd. Păi nu. Și pe drum așa nu se întâmplă să vă vedeți? Nu, intrați cu mașinile în curte? Păi intrăm în curte, nu. Da, dar totuși cred că ați fost curtat de femei. Multe. Păi ce că am fost. Dar dumneavoastră nu știați? Nu știam, n-am observat. N-ați observat? Nu. Mi s-a spus, nu aveai ochi să mă vezi cât de mult te-am iubit-o. Cum măi, frate, că eu după tine eram ăsta? Păi dacă n-ai văzut. E cam poezia lui Coșbuc. Mă îndemna să te sărut eu pe tine, pe trecut. Da, eu nu mă pot plânge. Am avut și succes... Am avut și întâmplări destul, niciodată nu-i destul. Și de îndrăgoste, eu am o teorie, dragostea se petrece în tinerețe. Este atracția fizică. O vezi și nu mai poți. Ah, o vreau. Și spui, te iubesc, dar tu n-ai cum să o iubești. Că dacă ea ar întoarce atunci ochii după altcineva, în clipa aia zice, pleacă de aici, pleacă de aici. Deci aia nu e iubire. Că iubirea este ceea ce simți față de mamă, de soră, de tată, de fiu, de fică, adică iubire. Nu poți să spui, am făcut dragoste cu mama sau cu fică, sau cu soră. Dar poți să spui, o iubesc pe mama, o iubesc pe fiică mea. O iubesc. Deci dragostea și iubirea, dragostea este un exercițiu pentru iubire. Uh-huh. Și dacă ajungi la iubire, eu iubiri mai mari decât acelea din Cismigiu, între 2 bătrâni care merg cu baston și ținându-se de mână și se așează jos pe o bancă și poți urmări. Și cum ea are grijă ca el să își închidă fularul, să nu răcească. Și el o ajută sau nu știu ce îi face. Deci și doi. Că aia e iubire. Dragostea a fost de mult. Între ei clar că a fost. Și iubirea, dragostea s-a transformat în iubire. Dar gelozia? Ați fost un bărbat gelos? Nu pot să spun că m-a ocolit gelozia. Dar ce avea voie femeia să facă și ce să nu facă? Dacă se uita un pic într-o parte... Nu, domnule, avea voie să facă orice. În afară de... Dar când vă încerca gelozia? Nu știu, nu, dacă vezi, de exemplu, că femeia cu care ești tu, mergem la un club, nu știu, și dansează și cu altcineva, cu o invită. Dar dacă de 10 ori la rând dansează cu același, îi spui, bă, ce-i cu tine? Hai acasă. Sau ea zice, nu, mai rămân și iar dansează. Băi, atunci, și cum să nu fii gelos când lucrul e clar? Că preferă pe altcineva, chiar de moment. Da, nu pot să suport eu un orgoliu masculin care nu acceptă chestia asta. Eu am o teorie a geloziei care am să o spun acum. Vă rog. Că n-am spus-o niciodată. Dar acum vreau să o spun. Vă rog. Gelozia este naturală, dată de natură. Hai să nu zic de Dumnezeu. Okay. Deși pentru că 1 milion sau 2 milioane sau 10 milioane de spermatozoizi, umăr la umăr, frați între ei, aleargă
cross spre un ovul. Sunt umăr la umăr, sunt colegi, sunt frați. Primul care intră în ovul, penetrează aia ovului, închide posibilitatea următorului să intre și el. Deși erau frați, nu mai voi aici. Aia e gelozia. Aia e sămânța geloziei. Ovulul își întărește pereții, nu știu, foarte rar se întâmplă să mai intre și al doilea și să fie gemeni. Bivitelin, monovitelin, nu știu. Foarte rar se întâmplă. Dar, în general, cazul normal este când un spermatozoid pătrunde, că bil nu intră de tot, numai capul, nu știu cum, în peretele ovulului, peretele devine impenetrabil. Aia este gelozie. Unde am intrat eu, nu mai intră altcineva. Și asta e. Ovulul este cea mai mare celulă din corpul omenesc, iar spermatozoidul cea mai mică celulă din corpul omenesc. Asta nu e întâmplător. Și faptul că ei doi creează o ființă umană, însemnează că acea ființă umană are caracteristicile acestea în raport cu sexualitatea. Odată ce eu am convins-o, nu am cucerit-o, poate am convins-o pe Duduia, să-mi zică da, să luptăm, să ne iubim, chiar dacă nu urmează o căsătorie, că dragoste e un exercițiu pentru iubire. Nu e să o învinovățești. Din dragostea asta nu s-a ales o căsnicie. Nu s-a ales, asta e. Din dragostea elaltă nu a fost o căsnicie. Nu s-a ales. Și la un moment dat ai rămas cu ea. Gata. E, atunci înseamnă lupta și aici urmează rostul educației și al civilizării omului. Cum lucrează de-a lungul vieții pentru iubirea care va apărea. Iubirea nu este la început. Deși îi spui, te iubesc, am cunoscut-o alineaul. Și spun, te iubesc. Îi spui așa că ești prost educat. Poți să îi spui mai bine, te doresc, fiindcă e mult mai adevărat. E mult mai adevărat. Corect, da. Ori a lui, ori el ei, tot aia. Oamenii întâi se doresc. E foamea fizică. Foamea speciei. Să ne mulțim că nu ne mulțim prin ziziparitate și nici prin butășire. Ne mulțim prin... Vedeți că acum mai apar diverse metode. Dom'le, aș zice ceva care să rămână și despre inteligența artificială. Vă rog. Iar este o contradicție în termeni. Așa. Cum să spui inteligență artificială? Păi inteligența este apanajul viului. E un oximoron. E chiar oximoron. Adică e apanajul viului și doar atunci când omenirea, știința, va putea să inventeze, să descopere posibilitatea de a se crea celula vie, atunci se poate vorbi de inteligență. Dar nu mai e artificial atunci. Da. Inteligența artificială este ca și când ai vrea să faci mătura aspirator. Mai rău, că mătura e un obiect și aspiratorul la fel. Dar, cum să zic? Inteligență artificială. De ca și când ai spune un... Păi a spus-o Tolstoi. Cadavrul viu. Viu, da. Frumos a zis. Dar nu ne-am gândit. Cadavru viu. Asta e inteligența artificială. E un cadavru viu. Dar care e un amărât de zombi. Să tem unii de inteligența artificială? Hai, domnule, vezi, dă treabă, domnule. Vedeți-vă, dă treabă. Că inteligența artificială poate fi creată în așa fel încât să vină, uite, așa, să vină și să-mi ia mie bere, gata. E așa e construit, să mă omoare pe mine. Dar nu că a hotărât el, fiindcă eu am gândit contra lui sau... Nu e asta, nu. Inteligența artificială nici nu există, nici nu e posibilă. Punct. Care a fost cea mai frumoasă perioadă din viața dumneavoastră de până acum? Atunci când a fost, n-am știut să o apreciez. Abia așteptam să treacă. Copilăria. Vreau să mă maturizez repede, să am și eu aceleași drepturi
Să fiu și eu. Copilăria e cea mai frumoasă. Copilăria. Și mai am descoperit ceva acum. Să știți că o copilărie frustrată sau limitată, retezată, naște sau generează o persoană handicapată. Toate realizările noastre de-a lungul vieții se datorează visurilor din copilărie, gândurilor fecundatoare ale copilăriei. Copilăria este momentul când răsar muri și când te maturizezi, 1, 2, 3 din mugurii aia se împlinesc. Dacă ei n-au răsărit în copilărie, adio. Tu poți să fii un biet. Mai am un test pentru cei care ne ascultă. Da, vă rog. Test cu privire la starea în care e un individ. Când vezi că un individ are vreun hobby, da. Adică zice, mie îmi place sâmbătă, mă duc la pescuit. Acolo mă simt bine. Mătura vânătoare. Hobby-uri costisitoare sunt. Da, așa e. E limpede că omul ăla și-a greșit opțiunile în viață. Ceea ce face el, că e inginer, că e doctor, că e filozof, orice, nu trebuia să facă asta. Pentru că el se defulează prin hobby. Omul are nevoie de bucurii și de plăceri. Nu poți să-l ții în Auschwitz toată viața lui că nebunește. Și defulările înseamnă refugiu spre partea plăcută a lui, a vieții lui. Mie îmi place asta, ție îți place altceva, nu suntem la fel. Corect, da. Și fie unul adună timbre, dar asta mai puțin. Deci când un om are un hobby, se demască ca nimerit prost în carieră. Indiferent ce carieră, cât de invidiat ar fi. Cât de bun e în ceea ce face, n-a făcut-o chiar cu tot sufletul. Chiar dacă e bun. Da. Sunt oameni care sunt foarte inteligenți, cu educație solidă, punctuali, corecți, cinstiți și fac foarte bine ce fac. Dar nu sunt fericiți. Ei o știu și atunci hai la pescuit. Ne simțim bine acolo. Sau la vânătoare, sau orice, că nu astea două sunt doar. Părinții v-au încurajat să alegeți actoria? Nu părinții, mama. Tata nu m-a împiedicat. Dar tata nu se băga. Tata citea ziarul lui. Era un tată care nu ne-a atins odată. Nici cu vorba, nici nu ne-a certat. Era un om atât de bun. Și ne știa doar să ne mângâie pe creștet. Atât. Era un om atât de bun. Țin minte, înainte de a muri, el a murit la 70 de ani. Eram în București, el la Călimănești, și într-o spre seară sună cineva la soneria de la ușă și mă desfac, tata. Să rămână tata, ce faci? Am venit și eu pe la tine. Păi de ce n-ai dat un telefon? Că putea, aveam și în Călimănești telefon și aici. Nu, că nu m-am așteptat, am venit așa pe la tine. Păi cum ai făcut? Am luat un autostop. Mama știe? Nu știe. Îi dai un telefon și îi spui. I-am dat eu, mamă, tata e aici. Păi cum? Că a plecat să-și cumpere un ziar. Și acolo. A dormit la noi, normal, a stat. Și mi se pare că nu prima zi, a doua zi a plecat. De ce? Tată, lămurește-mă și pe mine. De ce? Păi dacă mi-era dor de tine. S-a dus acasă și a murit. N-am știut nici mă, că dacă îmi dădeam seama să-l îmbrățișez mai strâns, să-i spun cuvinte, eu l-am iubit pe tata și îi spuneam de fiecare dată cât de mult îl iubesc și cât niciodată n-am avut comportament față de... Eu îi disprețuiesc pe cei care se uită înapoi cu mânie. Fie studenți vis-a-vis de profesorilor, fie copii vis-a-vis de părinților, fie români vis-a-vis de țara lor. Nu se face asta.
nu ești decât un biet degenerat. Dacă te uiți înapoi cu mânie, te-au crescut părinții aia, ți-au dat și te-au îmbrăcat cum au putut ei, te-au dat la școala pe care au putut să ți-o dea. Și tu ești produsul lor. Fără ei, tu n-ai exista. La fel cu studenții unui profesor sau unor, că nu e studentul numai la învățători, un singur mentor. Deci, cred că am depășit timpul, nu? Nu, nu mai avem, stați că mai am întrebări. Am citit recent în presă, acum nu mai știu, vreo câteva luni, a făcut niște afirmații Moris Muntean. Da, vorbim despre ce nu avem treabă. Este un om care și-a găsit, am aflat și cum îl cheamă acum, Moris. Nu știu de ce nu. Am aflat, am văzut cum și-a găsit și el posibilitatea de a fi vehiculat și colo într-o revistă. Când s-a trezit, a visat el că acum 30 de ani, înainte de Revoluție a fost. Așa, da. Eu mi-aduc aminte, dar nu de el, când nu mai ține sute de candidați, da. Și fete și băieți nu pot. Da, bine, el susținea că n-a fost admis, deși a încercat de mai multe ori, era foarte talentat. Păi, doamne, într-o comisie... Pentru că are o altă orientare sexuală. În comisia aceea sunt 7 profesori, erau și vreo 4 profesoare. Sandamanu, Olga Tudorache, Cici Caraman, mai erau cineva de la vorbire. Deci era Cojar, Bibanu, eu, Colceac, 7, 8, 9, adică 8 nu putea fi, persoane în comisie. Și unul, să zicem că avea idiosincrazie față de cineva. Dar respectiv, dar de câte ori s-a întâmplat și respectivul să intre, deși am zis eu, sau a zis chiar domnul Cojar, domnule, ăsta nu e bun. E bun, domnul profesor. Și noi votam 8 inși contra lui și intra. Cum adică să zici? Ăsta, cum îl cheamă, m-a făcut și atât puternic. Adică, da, Moris Muntean. Mi-aduc aminte, nu de el. A. Nu, mi-aduc aminte, păi, mi-aduc aminte de niște întâmplări. Uh-huh. Că atunci când a venit o fată cu o rochie până în pământ, da, din brâu, fustă, până în pământ, am văzut că el a nu zic nimic și a zis la prima etapă, la eliminatori, domnișoară, dacă e să intri în etapa a doua, nu mai veni cu rochia asta lungă, că o să creadă onorata comisie că a scos vreun defect. Uh-huh. Poate ai picioarele paranteze, poate, domne, ai vreo hibă. Și a zice, nu, uitați, și a ridicat fusta până din sus de genunchi. Că a vrut ea, na. Acum, la un băiat, ce, n-ai ce să-i pe vis-a-vis de așa ceva. Dar când a venit și era atât de speriat și atât de... Bă, băiatule, bă, tu ai o iubită? Și nu știu ce a zis. Întrebarea asta eu am pus-o la foarte mulți. Dar nu în sens. Iar cât despre problema cu LGBT-știi, așa, au intrat foarte mulți în un ATC despre care comisia, noi și eu acolo, știam că e. Da, a intrat! Pentru că, na, i-a scos de atât talentați. Noi știm ce înseamnă talentul, nu are nicio legătură cu orientarea sexuală. Păi ce, îl iau de bărb, îl iau de nevastă? Adică, da. Acolo e examen de... Și am avut într-una din clase un cuplu, băieți, care dădeau semne că s-ar sta împreună, că mergeau doar împreună. Și am zis, bă, uite ce, aici este o școală de teatru, nu este o școală de bune maniere sau de altceva. Așa că vă rog frumos, nu aduceți în școală această problematică. Și au înțeles. Gata! A fost de ajuns să le spun asta și au înțeles. Au terminat actorie, nu o să dau nume acum. Ok. Nu e nevoie. Păi tocmai. Dar nu că... Păi eu am prieteni care sunt homosexuali. Iarăși nu pot să dau nume. Păi unii știe toată țara. Personalități, talente, adevărate. Și eu am cunoștință. Dar una e alta, e alta. Da. Păi una e să cauți să te însori și alta e să cauți un partener. Partener de viață e una și partener de scenă e alta. Da. Mi-e și silă de această întrebare care se repete la infinit. Că a zis-o
un incapabil, probabil. Eu nu mi-l amintesc. Dar ăsta e actor? Nu. Adică că sunt școli particulare. Sunt este actori care au terminat la școli particulare și care sunt excepționali. Dar el ce-a făcut? Nu știu. E cum pe partea de fashion, de modă. Păi să fie la el acolo. Că nu se supără nimeni. Dar așa descoperi și el o breșă și dă acolo mereu, doar o să iasă ceva. Acum nu vă supărați că v-am întrebat, dar na, dar știți că ziarele au tot scris de nu pe dumneavoastră, mă zic, da. pe ziare da. Și pe ei, pentru și pe el. A ținut această știre... Moris îl cheamă. Moris Munteanu. Munteanu. O să încerc să-l cunosc, cumva. Să mă întâlnesc, bă băiatul, ia vină încoace, mă. Să știți că e un tip inteligent. Păi dar ce am... Da, dacă îmi spune că n-ai intrat din cauza asta, nu mi se pare inteligent. Okay. Pentru că asta nu e o cauză pentru care să nu intri. Da. Bun. Știți ce vreau să vă mai întreb? Dacă v-ați dat seama cum e femeia, așa o definiție, ați mai spus într-un interviu așa, din toată experiența dumneavoastră de viață, cum ați defini femeia? Femeia este cel mai minunat lucru cu care ne-a împodobit Dumnezeu existența. Ce era dacă eram toți același gen? Și pe mine mă apucă disperarea când văd tendința de a căpăta toți același gen. Dom'le, lăsați-mi delicatețea femeii, lăsați-mi grația femeii, lăsați-mi formele minunate ale femeii tinere, că acum săracile, ele fac copii, ele alăptează, nu știu, muncesc alături de noi, că le-au băgat toate. N-am vrut noi drepturi. Am văzut pe domnul Hartman, îl știți? Da, cum să nu, e aici la Metropola. Acum e aici? Vine? Colaborator, da. Pe îl salut și îl admir. Am văzut argumentând cum, prin dorința de egalitaristă de a face femeia egală cu bărbatul, noi ne batem joc de ele. Dacă marele boxer, cum a zis el, a zis un nume, eu nu prea știu pe ăștia. Nici eu nu știu. Nu. Așa, Tyson. Marele boxer Tyson. Cunoscut, da. Deodată s-a sculat în picioare și a zice, eu sunt femeie. De acum, vă rog, sunt femeie. Tu ești ce declari? Că și când face recensământul, mă declar ungur, e ungur. Nu spune cineva, tu ești... Asta. Ce te declari ești? Așa. Ei, și dacă Tyson ar zice, eu sunt femeie și de mâine particip la tot ceea ce particip. Deci fac box feminin. Le-ar nenoroci pe toate, domnule. Pe ce ar mai cita cineva în fața lui? Sau Tyson ar intra la duș la femei. Păi dacă e femeie... Păi stai că asta înseamnă o bătaie de joc ce nu s-a pomenit. Pe ce le jignim? Ar țipa alea, ar fugi. Stai mă, de ce țipa, mă, că el e femeie. Azi. Poate n-ar țipa, n-ar fugi, ar sări pe el. Depinde acum și de femeie. Nu, când intră un bărbat într-un grup de bărbat gol într-un grup de femei goale, toate țipă. Nu s-ar pe el brusc. Nu, ar țipa. Da. După care una, două ar zice, lăsați, că mă ocup eu. Da, bun, poate, da. Dar... Ce nenorocire este acest egalitarism? Păi da. Dacă, de exemplu, mergem la lemne în pădure, eu vin dintr-un sat, mama, Șerbănești, sus, în muntele Cozia, și dimineața la 4, la 3, plecau bărbații cu boi, cu înjugați, să care lemne din pădure. Nu-și lua nimeni nevasta, nici dacă ea s-ar fi declarat bărbat. Nu punea să care lemne, domnule, pe nu se poate. Feminismul a apărut, eu am mai spus odată în Canada, într-un interviu, m-au întrebat și au fost foarte împotrivă că eu... Vreți să-mi spuneți asta după pauza de publicitate, că trebuie să luăm acum o scurtă pauză. Haideți să deschidem și cutiile acestea, că mai avem câteva minute. Da? Cutia banilor, ce aveți întrebare acolo, să o citiți. La ce sumă vă estimați? Bunul cel mai de preț pe care îl dețineți. Haideți să deschidem și cutia roșie. Asta ce e? Afacere? Aici nu, aici e cutia sufletului. Maestre, începe bine. Soția mea de acum este
E iubirea vieții noastre. Minunata Daciana.